Victor Ponta a fost pus sub control judiciar pentru 60 de zile de procurorii DNA în dosarul în care fostul premier este cercetat pentru folosirea influenței în scopul obținerii pentru sine ori pentru altul de bani sau alte foloase necuvenite și complicitate la infracțiunea de spălare de bani. Fostul premier Victor Ponta a fost audiat azi la DNA Ploiești ca și suspect, acesta fiind acuzat că ar fi primit bani pentru a adăuga o anumită persoană pe listele parlamentare de la alegerile din 2012. Victor Ponta a fost întrebat la intrarea în DNA Ploiești ce va face acolo, acesta răspunzând că semnează condica, fără să precizeze în ce calitate se află la DNA sau dacă este vorba despre un dosar nou. Victor Ponta a spus că nu poate să facă declarații în acest dosar, procurorul comunicându-i o decizie în acest sens. Fostul premier Ponta a fost pus sub control judiciar pentru 60 de zile de procurorii DNA, în dosarul în care fostul premier este cercetat pentru folosirea influenței în scopul obținerii pentru sine ori pentru altul de bani sau de alte foloase necuvenite și complicitate la infracțiunea de spălare de bani.